Nicolae, pe care îi invit în scenă să ne spună câteva cuvinte. Mare? Nu a ajuns. Mă simt onorat că sunt poftit aici la tribuna aceasta cu atâția oameni. Sunt să vă spun că am făcut parte dintr-o echipă artistică timp de 30 de ani, cât am fost fecior în armată și la combinatul chimic din Târnăveni. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce s-a făcut pentru această echipă. Bravo! Din partea primarului a primit diploma domnul Nicolae și vreau să vă spun că domnul Banea o să fie surprins de ceea ce va prezenta Dor de pe Târnavă, pe care vedeți aici printre dumneavoastră din cetatea de Baltă, moștenitorii dumneavoastră, pentru că într-adevăr în Tătârlaua n-au mai rămas români ca să mai facem și o altă echipă. Deci, domnul Gârlanță, sănătate și pentru ceea ce ați făcut pentru Tătârlaua, din partea mea aveți o șampanie. Mai mulți ani și sănătate, numai bine! Pentru doamna Gârlanță Cornelia, un reprezentant, să-i mânez diploma. Dacă nu-i dau lui domnul Banea Nicolae, probabil a fost colega dumitale de echipă, nu? Și pentru doamna Cornelia, felicitări și să-i dea Dumnezeu sănătate. Și îmi pare rău că nu este prezentă. Pentru dânsa o șampanie dulce. În continuare, invită în scenă un alt fiu al satului Tătârlaua, domnul Macavei Ioan. Nu vreau să stau singur pe scena asta, vreau să vină și organizatorii să-i aplaudați cu toții. Da? Haideți. Haideți. Da.